ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova și-a deschis larg ușile la începutul anului 2006. Însă relațiile diplomatice dintre țările noastre au fost stabilite mult mai devreme. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o ediție specială a Vectorului European dedicată aniversării a 20-a de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Lituania. Cu ocazia aniversării a 20-a de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre, Chișinăul a fost vizitat de domnul Evaldas Ignatavičius, viceministru de externe al Lituaniei, care este oaspete la Vectorul European. Domnule Ignatavičius, bine ați venit la emisiunea noastră. Dacă ați face o trecere în revista celor 20 de ani de relații diplomatice, care, în opinia dumneavoastră, ar fi caracteristicile principale? I'm here to celebrate the 20 years of establishment of diplomatic relations. Sunt aici pentru a celebra 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, dar cred că este la fel de important atenționez o altă dată simbolică, recunoașterea independenței Lituaniei de către Moldova, care în anul 1990 nu era nicio republică independentă. Acest gest a fost unul foarte simbolic pentru Lituania. Cred că acela a fost momentul în care Moldova și Lituania au devenit parteneri foarte apropiați. Trebuie să ținem minte că acum câteva secole am fost vecini, că am avut hotare comune. De-a lungul acestor 20 de ani am avut numeroase întâlniri la toate nivelurile, am stabilit multe grupuri de lucru. Anul trecut, aproape jumătate din parlamentarii moldoveni au vizitat Lituania. Dispunem de o cooperare intensă care leagă în prezent Moldova și Lituania. După o experiență istorică comună care a durat câteva decenii, căile de dezvoltare alese la începutul anilor 90 de către Lituania și Moldova au fost diferite. Cum credeți, cine a făcut această alegere? Elitele politice, poporul sau actorii importanți internaționali care fac jocurile geopolitice? Well, I think that this is a combination of all of those factors. Cred că este o combinație a tuturor acestor factori. Lituania a făcut și ea parte din acest exercițiu geopolitic după destrămarea Uniunii Sovietice. Țara noastră a fost unul din elementele descompunerii acestei uniuni. Vytautas Landsbergis, fostul președinte al Gida Bazauskas, împreună cu lideri cum ar fi Mircea Snegur, au făcut parte din această schimbare. Ne bucurăm că acest proces a fost unul relativ pașnic și că în sfârșit am găsit căi de rezolvare a problemelor legate de minoritățile naționale. Și noi am întâmpinat dificultăți. În cadrul Lituaniei au fost create regiuni autonome care se opuneau independenței țării noastre. Am avut și alte momente dificile, dar am reușit să le depășim. Poate că elementele principale ale acestor soluții au fost leadership-ul bun, voința politică, situația geopolitică care a jucat un rol foarte important, procesele care se desfășurau la acel moment în Rusia, rolul foarte important al președintelui Yeltsin care susținea independența țărilor baltice. Aici, în Moldova, ați avut alte scenarii, situație geopolitică dificilă, vecinătăți dificile. Însă mă bucur că acum Lituania are 8 ani de când face parte din Uniunea Europeană și NATO, iar Moldova este în mod clar pe calea integrării europene. Situația politică și economică din țara dumneavoastră se dezvoltă pozitiv și acum putem lucra împreună în diverse structuri și programe. De exemplu, prin parteneriatul estic al Uniunii Europene putem transfera experiența noastră după câțiva ani în care trebuie să soluționați probleme interne și să vă faceți temele pentru a noi ne vom întâlni în Clubul European și vom forma împreună viitorul acestei regiuni. Cred că în mare parte avem o balanță pozitivă a acestor 20 de ani. Domnule ministru, integrarea europeană a Lituaniei, în opinia dumneavoastră, a fost o alegere sau un destin? This is a destiny looking to our history, looking to where we were. Cred că este un destin dacă ne uităm la istoria noastră, dar evident la fiecare etapă nouă trebuie să luăm decizii, convertindu-ne la creștinism, la catolicism, să aderăm la diferite uniuni, să ducem lupte, confirmându-ne independența de nenumărate ori și să colaborăm în interiorul Uniunii Europene. Țara noastră, la fel ca Moldova, a modelat continentul și istoria Europei. Câteodată acestea sunt uitate, câteodată prietenii noștri din vestul Europei nu-și pot imagina că centrul geografic al Europei se află la 30 de kilometri de la
Vilnius. 20 de ani în urmă, Lituania trebuia să ia decizii și a făcut-o fără a ezita, în anii 90 și 91, apoi 94, când ne-am adresat Uniunii Europene și NATO cu aspirația de a deveni membra acestor două uniuni. Și astăzi continuăm să facem aceste alegeri în domeniul economic, al energiei, infrastructurii, pentru a face parte din acest club european, din civilizația europeană. Acestea sunt niște sarcini dificile și deciziile urmează să fie luate în fiecare zi. Care sunt, în opinia dumneavoastră, rezultatele principale ale integrării euroatlantice a Lituaniei și în ce măsură așteptările lituanenilor s-au realizat? Well, if we talk about Euro-Atlantic integration, so it has two elements. Dacă vorbim despre integrarea euroatlantică, înseamnă că există două elemente, cea europeană care este legată de Uniunea Europeană și problemele de ordin economic, social, umanitar. Vorbind de NATO, primul lucru care îmi vine în minte este securitatea țării noastre. Este pentru prima dată în istoria noastră când ne simțim în siguranță și suntem protejați de către aliații noștri, protejați de avioanele NATO care au o bază în Lituania. Cred că lituanienii apreciază acest lucru. Avem experiența amară de-a lungul secolului 20 și de secolele anterioare, când ne pierdeam independența și țara era divizată de către imperii. Acum, în secolul 21, când conflictele nu sunt excluse, este minunat să te simți în siguranță și să faci parte dintr-un asemenea club. Componenta euro este foarte importantă pentru noi din punct de vedere psihologic, pentru că aceasta înseamnă înapoi spre Europa, înapoi spre aceeași comunitate de valori, înapoi spre spațiul căruia i-am aparținut de-a lungul secolului. Din punct de vedere economic, ne aduce mai aproape de standardele europene. Pot doar să menționez că anual, circa 3% din produsul intern brut al țării este format cu ajutorul asistenței oferite de Uniunea Europeană. El constituie anual 6 miliarde de litas, sau circa 2 miliarde de euro. Plățile pe care le efectuăm noi către Uniunea Europeană, ca și cotizație, sunt de 5 ori mai mici. După ce Lituania a aderat la Uniunea Europeană, investițiile străine în țara noastră au crescut de 2,5 ori. Aș menționa și alte oportunități, posibilitatea de a face studii în țările europene, de a lucra și a circula liber în spațiul Schengen. Circa 80% dintre cetățenii Lituaniei văd aderarea la Uniunea Europeană ca un rezultat pozitiv. Lituania a întreprins mai multe acțiuni pentru a susține opțiunea europeană a Moldovei. În acești ani, mai mulți experienți lituaneni au împărtășit experiența lor în domenii precum agricultura, vama, taxele, dezvoltarea e-guvernării, lucrând în proiecte ale societății civile care promovează drepturile omului. În ce măsură, în opinia dumneavoastră, țara noastră a reușit să învețe din experiența lituaneană? Well, I think this exercise transferring our experience is very important. Cred că acest exercițiu de transfer al experienței noastre este unul important pentru ambele părți, atât pentru Lituania cât și pentru Moldova. Ați menționat niște sectoare foarte concrete, dar am început cu un transfer mai general al experienței noastre în domeniul reformelor și integrării europene. A fost implicat ministerul nostru de externe, au fost implicați mai mulți experți. Aceștia au consultat angajații instituțiilor guvernamentale cum să constituie relațiile cu Uniunea Europeană, cum să creeze structura responsabilă de integrare europeană în cadrul Guvernului Moldovei. Acum ne axăm pe armonizarea legislației și crearea sistemului de proximitate legală. Unul din foștii consilieri ai președintelui Lituaniei lucrează în prezent la Chișinău, la Ministerul Justiției. Ați menționat sectoare concrete cum ar fi standardizare, vamă, fitosanitarie, veterinară. Ne focusăm pe aceste domenii specific pentru că sunt unele foarte practice. Acum Moldova negociază acordul privind zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Sperăm că aceste negocieri vor avea loc rapid și se vor încheia într-un timp scurt, dar după aceasta este nevoie de implementarea prevederilor pentru a putea beneficia de toate oportunitățile de pe urma intrării pe piața UE. Însă trebuie să amintesc că nu poți intra pe această piață fără a respecta standardele în veterinărie, fără instrumente funcționale la vamă. Noi am trecut prin aceste procese și acum economia noastră funcționează destul de bine pe piața UE. Țările noastre se aseamănă pentru că sunt bazate în mare parte pe sectorul agricol. Probabil am putea să vă consiliem și în domeniul exportului de produse agricole pe piața UE. Cred că experiența Lituaniei poate fi foarte valoroasă, fiindcă noi mai ținem minte unde eram acum 10-15 ani. Corupția și independența sistemului judecătoresc sunt printre problemele principale cu care se confruntă Republica Moldova. Lituania a reușit să le depășească. Care din metodele
lituanene ar fi utile și pentru Republica Moldova? I think it's another area of our cooperation. Lithuania. Cred că aceasta reprezintă un alt domeniu al cooperării noastre. Lituania a întreprins mai multe măsuri în perioada de preaderare. Noi am luptat cu economia tenebră, ne-am concentrat eforturile asupra problemelor precum finanțarea partidelor politice, veniturile politicienilor și altele. Evident, sunt multe de făcut. Potrivit indexului mondial al corupției, Lituania este acum pe locul 50. Nu este un indicator rău, dar este loc pentru mai bine. Iar corupția este o problemă discutată constant în toate instituțiile din Lituania. Experiența noastră încercăm să o transmitem mult. Există o cooperare bună între instituțiile noastre care se ocupă de crime și corupție. Acestea au semnat acorduri bilaterale și au proiecte speciale care au drept obiectiv adoptarea legilor necesare pentru a face activitățile mai transparente în domeniul economic, politic, organizarea alegerilor, funcționarea Parlamentului. Însă cel mai important domeniu probabil ar fi creșterea gradului de intoleranță a societății față de corupție. În 2011, Lituania, deținând președinția în OSCE, a depus eforturi pentru reglementarea conflictului transnistrian. Credeți că există șanse pentru reintegrarea țării? Și care este opinia dumneavoastră privind federalizarea Republicii Moldova? Fiindcă această idee este vehiculată ca și soluție în presa noastră, punând-o pe seama Rusiei și Germaniei. Ar fi oară federalizarea, în opinia dumneavoastră, o soluție? Well, we are very happy that during our chairmanship in the OSCE we were able. Suntem bucuroși că în timpul președinției noastre în OSCE am putut relua procesul 5+2 și prima rundă a negocierilor a avut loc anul trecut la Vilnius. Suntem mulțumiți că acest proces a continuat și pe parcursul președinției irlandeze. Acestea sunt premisele mișcării înainte. Cred că și cele mai mici proiecte contează, precum ar fi construirea podului sau restaurarea rețelelor de comunicare feroviară, fiindcă acestea contribuie la consolidarea încredere între oameni. Acesta a fost și unul din obiectivele președinției noastre în OSCE. Au fost și eforturi adiționale care trebuie atribuite acestui proces. În timpul președinției noastre nu am așteptat mari schimbări. Noi înaintam pas cu pas spre scopul trasat. Anul acesta am observat anumite progrese și viitorul acestor negocieri va depinde în primul rând de voința politică a Chișinăului și Tiraspolului și siguranța partenerilor care se află în jurul acestei mese de negocieri. Nu aș vrea să merg atât de departe încât să etichetez viitoarele soluții sub numele de federație sau confederație. Să lăsăm problema statutului special a Transnistriei pentru politicienii de pe ambele maluri ca să o negocieze. Cred că ceea ce trebuie să facem astăzi este să impulsionăm continuarea procesului prin metodă de stabilire a încrederii. Dorim toate cele bune președinției actuale a OSCE, cea a Ucrainei, care joacă și ea un rol relevant în rezoluția conflictului. De asemenea, aș evidenția că procesul de eurointegrare din care face parte Moldova poate aduce niște elemente pozitive în identificarea soluției pentru reintegrarea țării. Aceasta creează contextul pentru mai multe schimbări, mai multe contacte, mai multe libertate în regimul de vize, toate acestea devenind atractive pentru autoritățile regiunii transnistrene și locuitorii de acolo. To be a part of this bigger integration process. Societatea moldovenească, potrivit rezultatelor ultimilor sondaje, apare divizată în două. O parte din populație privește spre Uniunea Europeană și alta spre Uniunea Euroasiatică. În opinia dumneavoastră, aceste două uniuni ar putea fi considerate drept de alternativă? Well, I think that we with our experience, 8 years experience in the European Union can. Cred că pornind de la experiența noastră de 8 ani în comunitatea europeană putem spune mai multe despre această uniune, despre beneficiile economice și financiare ale unei țări membre. Datorită apartenenței Lituaniei la UE, ne-a fost mult mai ușor să trecem de criza financiară și să înregistrăm în anul trecut o creștere economică de 5,9%. Anul acesta creșterea va atinge în jur de 3% și după cum am menționat, 3% din PIB-ul nostru se datorează apartenenței la Uniunea Europeană. O simplă comparație ar demonstra că UE este mult mai mare și mai bogată, este un club cu decenii de experiență și cooperare în domenii diferite. Uniunea Euroasiatică este o creație nouă. La moment este o uniune vamală, dar dezvoltarea acestea în viitor este neclară. Cred că guvernul Moldovei a luat direcția clară de integrare în UE, aproape că a finalizat negocierile acordului de asociere, negociază acordul de liber schimb și acordul privind
privind liberalizarea regimului de vize. Noi susținem totalmente această direcție a Moldovei, dar integrarea nu exclude dezvoltarea cooperării economice cu țări precum Rusia, Belarus sau Kazahstan. Cred că formule pentru cooperarea economică pot fi găsite. Nu voi suprapolitiza această întrebare pentru că aceasta ar duce la divizări artificiale în societatea Moldovei. Întorcându-mă la întrebarea anterioară, aș spune că direcția europeană este un destin și o alegere a Moldovei. În scurt timp, Republica Moldova va marca cea de-a 21-a aniversare de la declararea independenței. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cetățenii țării noastre cu această ocazie? Lithuania is now getting ready to new challenges. Lituania se pregătește de noi încercări. Una din aceste încercări ar fi președinția în Uniunea Europeană. Noi vedem vecinătatea de est și parteneriatul de est ca una din prioritățile noastre și în acest program Moldova este unul din lideri, unul din campioni. Mesajul meu pentru Moldova ar fi să continue această cale a liderismului, a reformelor, calea europeană. Lituania vă va susține mereu și vă va proteja spatele. Dorim Moldovei dezvoltarea economică durabilă și stabilitate și, desigur, un viitor prosper. For the country and of course prosperous future. Domnule Ignateaviciu, vă mulțumesc pentru acest interviu și vă urez succes. Deși nimeni niciodată nu a pus la îndoială amplasarea geografică europeană a Lituaniei, lituanenii consideră că țara lor a revenit pe harta Europei abia în 2004, odată cu integrarea în familia europeană. 14 ani i-au trebuit Lituaniei să devină membru al Uniunii Europene. Procesul de integrare a fost unul dificil și dureros, recunosc politicienii de la Vilnius, dar până la urmă eforturile au fost răsplătite din plin. A existat și propunerea din partea Moscovei de a reveni în spațiul fostei URSS și a face parte din noua structură, Comunitatea Statelor Independente. Însă, după cum își amintește fostul lider al mișcării Sąjūdis, Vytautas Landsbergis, lituanienii au refuzat oferta. Прежде всего, надо было иметь, и мы имели, установку или видение, как и где мы хотим быть. Россия Бориса Ельцина нам предлагала оставаться в той группировке новых стран, которая с Россией имеет общую экономику, может быть, общую валюту и так далее. Вот довольно-таки удобно продолжать. Мы должны были вежливо отказаться. И он сказал, хорошо, я вас понимаю. Не было обиды там или какой-то злобы. Были очень хорошие отношения, я вас понимаю. La începutul anilor 90, Lituania și Polonia au fost la un pas de conflict armat din cauza unor neînțelegeri teritoriale. Numai că spre deosebire de alte regiuni ale fostului bloc socialist, politicienii de la Vilnius și Varșovia și-au calmat la timp spiritele și-au soluționat problema pe calea amiabilă. Mai mult decât atât, foștii adversari au devenit curând parteneri strategici. Мы сделали стратегическое партнерство с Польшей. Сделали такие институции, как парламентная ассамблея, где встречаются представители двух парламентов, дискутируют про разные вещи. Такие актуальные проблемы. Совет президентов, где встречаются представители президентов обоих стран и обговаривают тоже все чувствительные, важные вопросы. Есть совет правительств, где два премьера, польский и литовский, а также часть министров, это зависит от тематики, которые участвуют, тоже обговаривают проблемы. Это было довольно-таки эффективно на... И самое главное, по-моему, было то, что мы смогли показать Европе, Евросоюзу, НАТО, что бывшие, как бы враги даже, можно сказать, сумели так нормально перешагнуть через все это и на деле производить такую дружескую, очень глубокую и всеобъемлющую билатеральную политику.
În 1996, Lituania a semnat acordul de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană și, potrivit lui Petras Auštrevičius, ex-negociator șef al acestei țări cu blocul comunitar, atunci doar se imagina ce volum de muncă urma să fie îndeplinit pentru realizarea tuturor reformelor necesare îndeplinirii condițiilor de aderare. Lituania nu a făcut parte din grupul statelor propuse spre negocieri în 1997, însă în 2 ani s-a realizat un volum de lucru extrem de mare, astfel încât în 1999 Lituania a fost invitată la negocieri. Вначале мы говорили только о тех работах, которые должны, скажем так, поставить Литву на рельсы, приближающие нас к членству. Потом увидели, что надо делать работу уже, скажем так, гармонизация права, сопоставление политик Литвы и Евросоюза. То уже, значит, в процессе переговоров вы уже должны думать о стране, которую вы будете иметь после вступления. Мы имели, кроме общих, две особые проблемы. Это транзит в Калининград, в Калининградскую область Российской Федерации через Литву, который сейчас успешно проходит, а также Игналинская атомная электростанция, закрытие которой, конечно, болезненно повлияло на нашу энергетику. Но тоже, несмотря на всю сложность, мы нормально договорились с Евросоюзом. În anul 2004, Lituania, alături de alte 9 state, a aderat la Uniunea Europeană și concomitent la NATO, evenimente așteptate de întreaga societate lituaniană. Apropo, la referendumul final, lituanienii au votat în proporție covârșitoare pentru integrarea în Uniunea Europeană, peste 80% din cei prezenți la urnele de vot. Acesta a fost cel mai mare scor dintre toate statele aflate în prag de a fi membre ale blocului comunitar, ceea ce, potrivit politicienilor și experților lituanieni în materie de integrare europeană, vorbește despre eurooptimismul cetățenilor acestei țări. Опросы социологические, они показывают, что приблизительно большое большинство людей за существование Литвы в Европейском Союзе. И компетенции европейских институций многим людям непонятны. Но вот в прошлом году был опрос Евробарометра по всем странам Европейского Союза, и оказалось, что новые страны даже лучше знают компетенции Европейского Союза, институции Евросоюза или конкретно Европарламента, знают лучше, чем жители старых членов Европейского Союза. Tranziția a lovit economia Lituaniei la fel de puternic ca și a celorlalte state din fostul bloc sovietic. Marile întreprinderi se închideau una după alta. Agricultura a intrat în criză, o lovitură puternică a fost dată și domeniului turistic, extrem de dezvoltat în perioada URSS. Însă cu toate acestea, Lituania a devenit un exemplu pentru alte state de revigorare economică. Puțin mai mult de un deceniu a trebuit acestei țări să le asigure propriilor cetățeni o prosperare din punct de vedere material. Dezvoltarea localităților rurale a fost strâns legată și de dezvoltarea agriculturii. Lituanienii au obținut rezultate foarte bune în acest domeniu, or pentru a le obține a fost nevoie de implementat o serie de reforme. Имели на момент вступления в Евросоюз где-то 12% работающих в сельском хозяйстве. Это был большой как бы сектор, и думали, что можно все так как имели, так и перенесем в Евросоюз. Так не может быть. Было болезненно, но если ты объясняешь населению, и они понимают это, а объяснять надо просто языком тех людей, которые работают в этом секторе, я думаю, что население всегда есть более рациональное, чем иногда политики представляют это. Я сравниваю, скажем, даже Литву с Молдавией, как сравнивать. 20 лет назад и 20, и 30 лет назад мы постоянно сравнивались, когда жили в Союзе, и Молдавия всегда была впереди. Молдавия во многих точках занимала первое место. По удою молока была первая в Советском Союзе, по урожайности тоже была первая. Литва постоянно отставала на одну ступеньку, второе место занимала. Сейчас можно сказать, что мы два раза больше изготовляем разных продуктов, чем Молдавия, потому что эти реформы, они дали очень
способность и очень большой рывок вперед. Когда фермеры поняли, что он работает для себя, он работал даже не 2-3 раза больше, он думал, но что не хватало информации. По-английски мы называем как capacity, это свои знания, свое такое опыта, этого не хватало. Чем больше информации получает фермер, чем больше советов он получает, как надо правиться хозяйством, менеджментом и другими вещами, тем лучше он умеет справляться со своим хозяйством. Exemplul cel mai des invocat de autoritățile lituaniene se referă la necesitatea și oportunitatea reformelor în domeniile agricol și fitosanitar, în special când vine vorba de produsele lactate lituaniene. În anii 90, calitatea acestora era foarte proastă. A urmat o serie de intervenții ale structurilor abilitate sprijinite de guvern, care au provocat multe discuții aprinse în societate. Spiritele s-au calmat după ce laptele lituanian a fost acceptat pe piața unică europeană, lucru care i-a convins pe producători de necesitatea și importanța reformelor. Нам понадобилось около 10 лет, чтобы создать хорошо функционирующую систему. И мы сейчас контролируем от поля до стола. Эта система нам позволила, чтобы мы сейчас можем экспортировать свою продукцию. În timp ce politicienii vorbesc despre implicarea pe poziții de egalitate în procesul decizional la nivel continental, antreprenorii susțin că au acum acces la o piață uriașă de circa 500 milioane de consumatori, iar pentru oamenii simpli, beneficiul principal constă în libertatea de circulație în întreg spațiul comunitar. Litva a sedit уже за столом 27 стран. Тех стран, которые определяют будущее Европы и во многом случае будущее всего мирового политики. Это уже большое достижение. Мы делаем решение, мы являемся частью этих решений. В жизни отдельного человека, если раньше нам надо было еще думать о визах, о разрешениях на работу в других странах, европейских странах, теперь в практическом смысле этого не существует. Предпринимателям открылась огромный рынок. Это рынок не 3,5 миллионов. Это рынок 500 миллионов потребителей, людей, которые, знаете, признают наши качества, и они покупают наши товары и услуги. Это важно, чувствовать себя частью чего-то большого, хорошего и ценного. И вот те ценности, которые имеет Европейский Союз, они оказывается очень близки нам, и как-то вот мы довольно плавно, думаю, что влились в семью Европейского Союза. У меня, по крайней мере, такое чувство, что мы пришли туда, где мы и должны были быть. Я, допустим, работала 30 лет в сельском хозяйстве, так знаю, как это сельское хозяйство разрушилось, и ничего не осталось. Ни ферм, ни мастерских, ничего вообще. Пустые голые поля. Но кто-то эти поля уже поднимает, кто-то что-то делает, чем-то занимается и желает, чтобы... Я единственного желаю, мои дети. Я почти ничего не видела. Мы были в рамках. Мои дети уже видят. Я думаю, те, кто почувствовали это, в основном люди в провинции. То есть появились всякие программы по поддержке сельского хозяйства. Я думаю, в принципе, в деревнях людям немножко становится легче. В городах, как я и говорил, то есть и до этого, конечно, уже много изменений было. Но, конечно, страна стала, может, больше такая открытая. Люди могут свободно передвигаться. То есть это, в принципе, ну, меняет как бы и менталитет людей. Люди чувствуют себя больше свободнее, и как бы они не очень переживают из-за своей, как бы, ATTS, потому что, как бы, они знают, что в Литве это безопасно все, и можно и выжить, и обеспокоить себя во всем.
Așadar, Lituania a revenit pe harta Europei, dar când o va face Moldova? Rămâne noi înșine să răspundem la această întrebare. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm toate bune până la o nouă întâlnire.